Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din seara noastră de UHC. Suntem într-un canal. Ok, vom începe acum. Voi jucăm tot solo, pentru că îmi place foarte mult. Adică ăsta solo durează și mai puțin și nu dai de timări. Dar încă un pic și o să fac și 7 stele. M-am nevoie de 66 de puncte sau de 6 victorii. Mă rog, 66 de kill-uri cam așa ar veni. Jucăm cu Bokit, pentru că presupun că știți ce s-a întâmplat în episod trecut. Practic mi-a făcut cineva bow spam și eu n-aveam marbă. Și de atunci m-am enervat și am început să joc cu kitul ăsta bow. Adică kitul cu string, cu ață. N-a pot să craftezi arc și tocmai de asta. Bă, în fine, dacă vă place seara asta, nu uitați să dați un like și un share pe Google Plus sau pe Facebook. Dacă vreți să mă ajutați, ok? O să facem iron rush ca de obicei. Haideți să luăm 10 bucăți de wood. Adică de lemn, nu știu, vreau să-mi romgleză. Haideți să luăm și sugar cane, na, poate. Am văzut că e acolo o ravină sau ceva genul ăsta. Un chef de asta mai mare. Deci pot să zic că am avut bulan. Deci am găsit aici, da, e o ravină, frate. Vă găsesc să luăm mare. Acum, Ana, sper să găsești și fier. De obicei se mai întâmplă să găsești ravine, să nu prea găsești fier. Haideți să facem repede aici un pickaxe de lemn. Am și cam mai de vreo meci. Și ghiși ce? Am dat un hacker. Deși l-am bătut pe un tip. Avea 200, a fost un easy kill, ca să spun așa. Mi-a prins el câteva săgeți. Și a venit un tip, nici n-am apucat să iau capul. A venit un tip. Și m-a omorât-o. Avea kill-aura, frate. Deci probabil să pun ultima fază, pot să pun acum. Deci tipul avea fucking killer. Am fugit, el era în spatele meu cu vreo 6, 7, 8 blocuri, ceva genul ăsta, și îmi dădea hater în continuu. Deci îmi dădea în continuu, frate, și era la depărtare. Deci avea fucking killer, dude. Bineînțeles că n-a report. Bă, ce mă enervează hacker ăștia, mă. Sau mai bine zis, ce mă enervează sistemul ăsta. Mai bine zis, anti-cheat-ul de pe Hypixel. Deci, hacker peste tot, mă. Asta a fost al doilea hacker pe ziua de azi. Cam am așcat acum câteva ore tot așa un match. Și aceeași chestie. Am fost omorât de un tip care avea kill aura. Practic tipul se uita în pământ și dădea mine. Dacă vine să credeți, tipul se uita așa în pământ. Uite așa se dea, cu capul în jos. Și dădea mine, mă. Dar dădea ca disperatul ăla, știi. Îmi prea hit-uri în continuu. Bă, deci hacker peste tot, mă. Ok, fraților, și v-am spus, dacă vă place seara asta, nu uitați să dați un like. Și o să postez mai des. Tot mi-a spus un abonat să postez mai des UHC. Cu ocazia asta am învățat și voi chestii. Pentru că până mai am aproape 7 stele, joc de foarte mult timp UHC. Și pot să zic că mă pricep cât de cât. Bine, nu sunt eu cel mai bun. Na, nu sunt cel mai bun. E aici un cave. E un cave acolo. Stai că nu vreau să mă duc acolo. Mă, era iron pe aici pe undeva. O să am nevoie de 24 bucăți de fier. Da, deci ravine asta cam ciudată, frate, nu știu. Multă apă. Acolo a fost lavă. Haideți să iau niște flinturi mai întâi. O să luăm 10 flinturi pentru săgeți și pentru un FNS. Așa, easy peasy, luăm și 3 bucăți de coal. O să facem un iron rush. Nu mai știu cum să fac anvil. Meciul trecut făcusem anvil. Făcusem și Sharpness 2, dar nu mai știu cum să fac. Pentru că vreau să fac iron rush. Poate găsim ceva în nubi. Hai că am găsit aici flinturi. Poate găsim ceva în nubi, nu știu, poate îi batem așa ușor. Facem P-box și alte chestii. Da, bă, și încă vreo... Mai am nevoie de vreo 60 și ceva de... 60.000 de coins. Și o să cumpăr și eu dice-ul. Dar deci aparent este era să zic mineshaft. Este o ravină cam proastă și cam ciudată. Deci abia am găsit o bucată de fier, mă. Deci îndite-a mai groapa asta, îndite-a mai ravina. A, uite că mai se află aici câteva. Deci doar o fucking bucată, mă. A, de fapt era lângă asta. Mă rog, aproape. Da, doar două bucăți aici. A, trei bucăți. Wow. Am găsit 4 bucăți de fier în dita mai ravina. Nice, ce zice noapte acum când filmez. Uite aici. Încă două bucăți probabil, sau mai multe. Mă rog, cel mai probabil o să facem strip mine. Dacă nu știți ce este strip mine, adică pur și simplu sap în jos. Na, poate găsești un chef sau ceva. Așa se numește, frate, strip mine, de la striptease.
Strip mine, uite să pun așa în jos. Am 13 bucăți. Am nevoie de 11. Adică am nevoie de 24 bucăți ca să fac iron pack. Și din... Oh, am găsit gold. Ia câte... Sper să găsesc măcar 4 bucăți pentru că am like depol. Și probabil că dacă nu jucați UHC, probabil n-ați mai auzit de termeni ăștia, nu? Dice, UHC... gen Dice, like depol și alte prostii, mă rog. Dacă o jucați, probabil știți. Sunt ultimate și extra ultimate. Dar și vă rog să romglez acum. Haideți să prăjim aici 3 bucăți de... 3 bucăți de fier. Ca să ne facem și noi un pichex de fier. Ca să luăm goldul. Ia câte bucăți sunt. Am văzut 3 bucăți până acum. Ah, 4 bucăți, ok. Deci, easy like depol. Am like depol X2. Deci e foarte bine. Și haideți să mai săpăm pe aceea. Poate găsim, nu știu, poate găsim fier. Ar fi mișto. Și încă o chestie. Dacă vă găsirea asta e foarte apreciată, probabil o să filmez și cu voi. O să jucăm în team. Nu contează câte stele aveți pe iPixel. Probabil că o să anunț pe Facebook, gen cu o oră înainte să filmez. Ca să ne strângem acolo 2-3. De fapt, am nevoie de 2 abonați. Dar nu știu, vedem acum. A, să luăm astea. Facem frumos un pickaxe de fier și haideți să luăm goldul. Da, 4 bucăți. Bă, destul de bine. Și haideți să săpăm jos. Au, mai mult gold. Am mai găsit 2 bucăți, mă. O să mă sape pe aici pe lângă, pentru că cam așa se întâmplă de obicei. Încă un mic sfat. Dacă găsiți gold sau diamante, săpați pe fraților și pe lângă ele. Gen, dacă găsiți, de exemplu, aici un diamant, săpați pe lângă. De obicei mai sunt câteva, știi? Uite, am găsit încă unul acolo, deci am 7. Deci încă unul și o să fac 2 gepluri, de gen din 8 gold pot să fac 2 gepluri. Cu aceste like depluri. E foarte OP. Mă, am găsit restul, n-ai de să luăm. Gen pentru level. Bă, dar văd că nu prea găsesc fier, frate. Deci cât am? Am 10 bucăți, mai am nevoie de 14. Ok, sper să găsesc. Haideți să spăm așa în sus. Facem așa cu o scară. Cam asta e tehnica mea. Că nu găsesc cave, fac strip mine și după sap așa, am să-ți fac o scară. Poate avem bulan și găsim fier. Că deodată am săpat gen... Am zăpat foarte mult și n-am găsit absolut deloc, de foarte multe ori. Gen aveam stack-uri de cobblestone și n-aveam fier absolut deloc. Acum depinde la bulan chestia asta. Poți să găsești o groază sau poți să nu găsești deloc. Și îmi cer scuze pentru luminozitate. Probabil că nu se vede atât de bine pe filmare. Gen, se vede cam întunecat. Dar nu stau acum să fac torțe. Numai noobii pun torțe pe jos, știi? On cave. Da, haideți să fac și eu câteva. Probabil că sunt și un noob. Ok, ca să vadă mai bine pe filmare, nu de alta. Și numai noobii pun așa multe torțe prin cave-uri. O să punem și noi acum. Bă, dar nu găsim absolut deloc asta așa. Deci dacă nu găsesc fier, până urc sus de tot, cel mai probabil o să umblu naked, adică dezbrăcat și o să caut un cave, neapărat. A, uite că am găsit aici. Oh, nice. Hai să punem aici o torță. Am găsit și cărbune, perfect. Haideți să luăm mai mult. Da, oricum o să mai am nevoie de câteva bucăți de fier. Încă nu sunt full. Deci m-am nevoie de 6 bucăți. Sper să găsim. Repede. M-au ceva pe aici. Am dat volumul mai încet la Minecraft și nu s-aude atât de bine. Dar mă rog. Și că la ban. Bă, deci anti-cheat-ul de pe iPixel este un mare, mare shit. Cel mai bun în gen, cel mai bun anti-cheat e ăla de pe... Uite ce fier. E ăla de pe Badland, frate. Deci pe Badland, dacă intri cu hack, primești bani automat, bani permanent. Automat, deci cel mai bun anti-cheat, bă. De asta de pe iPixel e un shit. Mă rog. Luck pixel sau hacker pixel. Azi ne facem full. Deci n-am făcut full așa la fix.
Stai să luăm asta aici, ok, perfect. E foarte folositor Aaron Pecco, Genia Blana. Ok, și acum o să mergem către 0 cu 0, pentru că nu mai stau acum să... Să mai faroză fier pentru Anvil. Ok, ne-am făcut full, avem săgeți, avem tot ce trebuie. Arme torțe, le punem asta aici, aruncăm și asta, și asta. Și asta, și asta. Ok, perfect. Și haideți să urcăm sus. Deci o să săpăm foarte puțin, văd că avem niște coordonate destul de bune. Gen. Oh, stai, o să fie, fuck, nu, stai așa, stai așa. Eu nu o să fac chestia asta, o să fie nisip acolo sus. Când găsiți sandstone, înseamnă că sus se află nisip. Și am făcut chestia ca să nu pice nisip pe mine, știi, să pice lângă mine. Oh, shit, o să mă nec, stai așa, va trebui să fac încă o chestie. Ca să respirăm și acolo să urc. Pentru că mă necam și pierdeam cam o inimă sau ceva genul ăsta. Ok, bă. O să mergem către 0 cu 0. Uite în partea asta. Poate găsim și un player. Să-l batem așa frumos. Iar am început să trag destul de bine cu arcul. Chiar foarte bine, zic eu. O să vedeți acum asta așa să fac chestia asta. Stai că mi-e și blocuri, avem tot ce trebuie. Aruncăm ăsta și ăsta. Ok, perfect. Ah, stai așa, fac. Nu. Ok, va trebui să fac o chestie asta. Pac, pac. Haideți să fac și un... Stai așa că nu e bine. O să am nevoie de un măr. Ca să fac și un like de pol. What? Glumești? What the fuck, dude? Tocmai ce am găsit un măr. Ok, deci nu va trebui să mai prăjesc fierul. Mamă, ce bulan am avut, bă. Deci tocmai ce am găsit un măr. Probabil am spart chestia asta și... S-a spart o frunze, știi, și a sărit un măr. Lol. Ok, nice. Hai să prăjim asta repede. Eu vreau să... Gen să ca să fac crafting table și după să fac niște cuptoare. De ok așa. Da, bă, cam așa se craftează un like de apple. Cu 4 bucăți. Bam, golden apple perfect. Easy peasy. Hai să prăjim și asta. Și să luăm mâncare. Și încă o chestie mișto. Acum apare chestia asta, vedeți? Water guy, shoot, IFIC, de la nu știu câte blocuri, știi? În cazul în care e un hacker și are inbot, apare aici fiecare lovitura asta la 50 de blocuri, cred, sau ceva genul. Apare numele, câte stele are și distanța, știi? Și poți găsești hackerii, așa. Mă rog. Hai să mergem către 0 cu 0, poți și încerc scuze pentru vocea asta, știi că probabil am voce așa mai... Obosită, nu știu, vă rog, m-a ciudat. Dar sunt cam obosit. Ce-i drept? De fapt, nu obosit, că n-am făcut nimic azi. Adică, na. Să mai am, nu știu, plictisit sau, da. Mă rog, trecem cu vederea chestia asta. Ok, haide să luăm niște bulgari de zăpadă. O să facem așa ca un nebun. Ok, o să iau doar 16. Ok, perfect. Ok. Nu știu, în cazul în care vedem un inamic, putem să dăm cu bulgări. În cazul în care nu aveți un arc și găsiți zăpadă, bă, puteți să luați bulgări. Adică poți să prinzi un combo foarte ușor. Gen dai cu bulgări și pădeai cu sabe, știi? Ok. Încă puțin și mergem către 0 cu 0. Niciun inamic până acum. O să mergem cu F5-ul. Încă un mic sfat, bă, dacă vreți să căutați inamici, gen, dacă vreți să găsiți inamici mai ușor, mergeți, bă, fraților, cu F5-ul, pentru că aveți o vizibilitate mai mare și puteți să vedeți mai mult. Uite acolo un inamic. L-am văzut cu coada ochiului. Ia, cel mare leak, nu știu cum. A, are 17 HP, ok. Și încă un mic sfat, v-am spus. Dacă, bă, ești nebunul ăsta are... Ăsta are kill aura, frate. Kill aura, pardon, aimbot. Sau nu? Sau poate a avut bulan. Ia doar lovitura.
I-am mai dat și eu la mai devreme. Tot așa, a dat la vreo 50 ceva de blocuri. Un comic, dacă vedeți un inamic și ăla de portare și vedeți numele lui, uitați, dați stop și uitați-vă la... Uitați-vă la HP-ul lui. Ai, bă, dă-o în pula mea. Nu, no, nu, no, nu. No. A, încă un inamic. Ok, deci dau amândoi mine. Mi-am dat foc singur. Sunt un fucking idiot. Bă, deci nu cred, mă, dau amândoi mine, mă. Fucking stupid bitch. Da. Deci tocmai ce mi-a luat jumătate viață. Cât aș pare asta, mă? Deci eu zic că tipul ăla, leak, eu nu știu cum are... Are input, frate. ...29 și 17, parcă. Ok, dă și fugi. Sper că tipii ăștia nu fac cross team. Da, deci nu mai intră nici măcar o săgeată, mă. Să-mi bag pula. Ia uite-mă altul, mă. Deci nu pot să cred, m-a venit 3 pe mine, mă. Nu, că-mi bag pula în el de UHC și nu mai joc în viața mea așa ceva. Deci nu pot să cred. Asta e cel mai prost match ever. Deci au tras... 3 mine până acum. Uite, ăla l-o să tragă... Un ăla în spate, nu trage mine. Și ăsta are 13 HP. Sunt one hit. Please. Am 0 HP acum. Oh my fucking god. Sunt fucking mort. Deci nu pot să cred, mă. Oh my fucking god. A venit... A venit ăsta la clean-up, deci nu pot să cred, mă. Is a bitch? Dar nu pot să cred, bitch. That's not bitch. Cum și-am înainte. Doamne, ce meci, frază, mă. Uitați-vă câte zângeți am în mine, deci doar uitați-vă la chestia asta. Bă, îmi cer scuze pentru meciul ăsta, a fost cam prost. Dar măcar am dat și un snipe. Și ăla a fost cu... Deci a fost ultima săgeată. Am dat un snipe cu ultima săgeată. E capul ăsta pe aici, nu? A luat capul. Deci au venit toți pe mine, a tras și ăla. Deci trăgeam amândoi mine atunci. În fine, cam atunci cu acest episod îmi cer scuze pentru comentarii și pentru gameplay. Bă, va trebui să pun video-ul ăsta așa cum e. Pentru că n-am mai postat de vreo 6 zile. Știu că episodul ăsta a fost cam prost. Și îmi cer scuze pentru chestia asta, că nu vă place, nu vă uitați. Și îmi cer scuze și pentru inactivitate. Asta e. Hai să nu uităm la ăștia cum se bade și cât are ăsta. Aragon, TSC, nu știu cum, are 40 ăsta. This is the Fox. Unde pana mea e? Nici măcar nu contează. Sper că v-a plăcut acest episod minunat de UHC. Dacă mai vreți episod în continuare, nu uitați să dați un like și un share pe Google+, și poate să filmez cu voi. În curând, eu sunt Cheladran. Pe data viitoare.